Femeia are 82 de ani și locuiește în județul Vâlcea. Ea a venit în vizită la fiica ei, care locuiește la Târgu Jiu, iar în urmă cu câteva săptămâni a suferit un accident vascular grav și a fost dusă la spital. Starea de sănătate a femeii a evoluat bine, iar astăzi a fost externată. Fiica acesteia a declarat că bătrâna are peste 130 de kg și suferă de o boală genetică. Plecăm acasă, mai sunt mici probleme de deplasare, dar neurologic este recuperată în totalitate. Încă o dată subliniez că îi mulțumim foarte mult domnului doctor care ne-a ajutat în mod special. Am înțeles că are câteva kilograme în plus. Ce probleme are? O problemă, este o boală rară, elefantiazisul. La noi nu prea se tratează boala aceasta, este specifică, o boală genetică specifice rasei negre. Negresele fac foarte mult boala asta și se fac picioarele exact ca la elefant. De cât timp este așa? Când a fost? Deci asta este boală de la naștere, a început să îi se umfle și tânăra cu picioarele umflate, dar nu se mai poate deplasa de câțiva ani. Medicul care a tratat-o pe bătrână susține că aceasta a răspuns foarte bine la tratament, numai că a fost nevoie de ajutorul pompierilor pentru a o transporta la domiciliu din cauza problemelor de mobilitate. Pacienta este din Râmnicu Vâlcea, a fost internată în secția neurologie în stare gravă cu accident vascular de trunc cerebral, a recuperat foarte bine și acum se externează și merge acasă la fica dânsei. Au venit pompierii, așteptați salvarea? Da, așteptăm salvarea pompierii ca să-i dea ajutorul necesar să ajungă la domiciliu. Pompierii au mers la secția de neurologie și au coborât pacienta la ambulanță, iar apoi au urcat-o până la etajul 3 al unui bloc din Târgu Jiu. Detașamentul de pompieri Târgu Jiu a fost solicitat pentru asistența unei persoane supraponderate, s-a intervenit pentru degajarea acesteia de la spital până la apartamentul de locuit. Intervenția s-a desfășurat bine. Pompierii gorjeni au mai intervenit în astfel de situație și în anii anteriori.